Capitolul 25 Dumnezeu vrea să fie încercat la cuvântul său. Isus în zilele noastre, pe lacul Genezaret. Registrele contabilității noastre ne arată că în tot cursul anului banii ne-au venit cu țârâita. Ne găseam la mare strâmtorare, căci o serie de plăți se apropiau de termen. Apoi, cam pe neașteptate, o schimbare s-a produs și am putut face față obligațiunilor noastre fără alte greutăți. Această schimbare se datora, desigur, unei intervenții cerești, fiind legată de o întâmplare de pe lacul Genezaret în martie 1958. Când ne amintim de acea vreme, mai simțim încă în toată ființa noastră durerea pentru acele note de plată. În fiecare lună rămâneam în urmă cu datorii de 17.000 de mărci. Construcția casei noastre de reculegere, bucuria lui Sus, se apropia de terminare. În timpul mesei de seară, când auzeam cât de mici erau sumele care ne sosiau, ni se tăia respirația. Era ca și cum cădea peste noi un munte. A fost o adevărată luptă a credinței. Iar rugăciunile noastre de atunci ne mai răsună și azi în urechi. Multe seri de -a rândul am venit înaintea Domnului, amintindu-i că timp de 10 ani și 10 luni El nu ne dezamăgise niciodată. Întotdeauna El a aranjat lucrurile în așa fel încât banii ne-au sosit la timpul potrivit. Desigur că în această 11 lună, al celui de-al 11-lea an de existența a comunității noastre, El nu se va schimba. El nu va lăsa să ajungem în imposibilitatea de a ne achita facturile. El nu putea îngădui acum ca numele să-i fie dezonorat în ochii oamenilor. Zi de zi și de multe ori nopțile repetam aceste cuvinte tatălui din cer și îl mai rugam să ne descopere orice vedea la noi și care îl împiedica să ne deschidă ușa cerului, să-și reverse peste noi binecuvântarea sa în legătură cu banii de care aveam nevoie. În vremea aceea a trebuit să plec în Israel pentru o serie de conferințe. Tot timpul am purtat în inima mea povara greutăților noastre financiare. La 23 martie am primit o scrisoare în care mi se spunea că nu era nicio soluție în legătură cu achitarea datoriilor. Și totuși știam că Domnul va avea milă de noi, El Tatăl și Mântuitorul nostru. Cu cât calea credinței e mai întunecoasă, cu atât mai luminoasă și minunată este ținta noastră și secerișul. Astfel, merită să mergem pe calea credinței, chiar când întunericul pare să ne copleșească. În spiritul acesta am răspuns celor din comunitatea noastră. În seara aceea am zăbovit pe lacul Genezaret. Am văslit, depărtându-mă cu barca de mal. Eram cam pe locul unde ucenicii pescuiseră, când l-au văzut pe mal pe Domnul înviat în Ioan, capitolul 21. N-am putut face altceva decât să-mi concentrez întreaga mea ființă interioară asupra evenimentelor din acea vreme. Atunci ucenicii aruncaseră plasele întreaga noapte, dar nu prinseseră nimic. Erau descurajați și flămânzi. Atunci le-a părut Domnul. El nu numai că le pregătise o masă, ci le-a făcut parte și de o pomeni de mare cantitate de pește pe care l-au prins. Am rugat pe Domnul să-mi pună și mie întrebarea pe care o pusese ucenicilor săi, aveți ceva de mâncare? Căci acum și noi eram ucenicii săi și aveam încredere că și nouă ne va purta de grijă. Dacă Domnul Isus nu intervenia acum, eram să fim la mare strâmtorare. Ar fi putut oare același Isus să procedeze altfel astăzi? Pentru slava numelui său aceasta nu era posibil, căci altfel, cum am fi putut răspunde întrebării ce ni s-ar fi pus? V-au lipsit oare vreodată banii necesari lucrării voastre mergând pe calea credinței? Va trebui oare să răspundem da, adesea sau câteodată? Astfel l-am întâmpinat pe Domnul Isus chiar pe locul unde venise în ajutorul ucenicilor săi în chip minunat. L-am întrebat dacă este același și în zilele noastre, nedezamăgind pe ei lui și ținându-și cuvântul dat. Tot ce veți cere numele meu, voi face. Ioan 14 cu 14 în ceasul acela, când lipsa și desnădejdea noastră atinsese punctul culminant, avea să vină el oare și în ajutorul nostru? Acasă, surorile nu știau nimic de ora pe care o petrecusem pe lacul Genezaret, dar când după scurtă vreme am venit acasă, ele cu greu și-au putut reține bucuria, povestindu-mi ce se întâmplase. Mari sume de bani se adunaseră în casa noastră și-au continuat să sosească toată luna, astfel încât toată datoria noastră a putut fi plătită. Nu numai datoriile în legătură cu casa de reculegere au putut fi plătite cu acești bani. Spre sfârșitul anului am putut începe clădirea bisericii care poartă numele Chemaria lui Isus și în același timp am putut achita terenurile achiziționate. Într-adevăr, Dumnezeu ascultase rugăciunea făcută pe lacul Genezaret. Nu ne-a dezamăgit, deoarece el nu poate să dezamăgească.